Șeful de ICOT, Felix Bănila, anunță că a fost începută urmărirea penală in rem pentru constituire de grup infracțional organizat și tentativă de omor după plângerea fostului ministru Doina Pană că ar fi fost intoxicată cu mercur. Urmărirea penală la acest moment se desfășoară in rem. Nu avem niciun suspect, dar însă în cauză au fost audiate multe persoane, s-a depus și s-a efectuat și un raport de expertiză medico-legală. Sunt mai multe versiuni de anchetă pe care procurorul de caz le analizează, dar la momentul acesta nu putem face public că prea multe amănunte. Într-un interviu acordat recent pentru NCN, fostul ministru al apelor și pădurilor, Doina Pană, a declarat că ar fi fost intoxicată cu mercur în toamna lui 2018, pe vremea când era în funcție. Prin luna noiembrie am început să mă simt foarte rău. Am mers la medic. Inima deja era foarte, foarte afectată. Am făcut tratament, m-au văzut mai mulți specialiști. Am făcut tratament și eu mă simțeam tot mai rău. Și m-a ajutat Bunul Dumnezeu până într-un final, pentru că dându-mi seama că nu mai au ce analize să-mi facă și ce medicație să-mi schimbe, m-a trimis la toxicologie și am făcut analize pentru metale grele. Și a reieșit o concentrație mare de mercur. Fostul ministru este convins că asta s-a întâmplat din cauza măsurilor pe care le-a luat în acea vreme. În calitate de ministru la păduri, și în primul mandat și în al doilea, eu am niște măsuri care au deranjat foarte, foarte tare. În sensul să cam termine cu tăierile ilegale de arbori. Asta a costat sume uriașe pe cei care practicau acest lucru. De exemplu, numai măsura pe care a luat-o în codul silvic legat de monopol a costat firma Schweikover 150 de milioane de euro pe an. Am știut că nu mă iubesc, era fire să nu mă iubească. Am văzut că încercau să mă discrediteze în toate modurile, dar nu m-am așteptat niciodată să ajungă atât de departe. Doina Pană a demisionat din guvernul Mihai Tudose la începutul lui ianuarie 2018.